Dragilor, din nou, încă o zi și încă o rețetă. Chiar nu știu ce s-a întâmplat ieri la finalul videoului care l-am făcut cu cărțile despre copii, pentru copii. Pur și simplu Facebook mi-a întrerupt live-ul. Sper să funcționeze astăzi și să nu fie probleme. Așa, m-am gândit astăzi să vă vorbesc un pic despre odorizantele care de obicei și eu le-am folosit. Da? De ce nu? În casă până să cunosc uleiurile esențiale. Într-o altă zi am să fac un video pentru ceea ce folosesc eu în mașină sau să vă vorbesc despre difuzoarele pentru uleiuri esențiale, dar astea sunt pur și simplu pentru că nu vreau să le amestec, vreau să fiu așa foarte practică, după cum mă știți. Odorizantele din comerț, componentele acelor odorizante, poate să fie tip spray sau sunt un fel de geluri sau sunt de băgat în priză sau pufuri de alea automate pe baterii, fel și fel de modele, da? Acele componente pot dăuna sănătății potrivit unor studii realizate de Colegiul American pentru Alergii, Astm și Imunologie. N-o zic eu, o spun studiile, da? Acele odorizante conțin compuși organici volatili și substanțe chimice de formaldehidă, derivați din petrol, esteri și toate aceste substanțe toxice favorizează apariția astmului bronșic, care are și altă cauză, da? Deci nu doar, dar favorizează diferite probleme respiratorii și iritații, dureri de cap, amețeli, dureri abdominale și multe, multe altele. Și nu știm ce se întâmplă cu noi, dar noi avem acele odorizante în funcțiune, da? Sunt foarte nocive de asemenea pentru femei și copii, dar și pentru animăluțe dacă aveți în casă. Acele persoane care inhalează un timp îndelungat aceste substanțe toxice riscă să se confrunte cu grețuri, vărsături, amețeli și diverse dermatite. De asemenea, acele odorizante maschează mirosurile neplăcute, nici de cum nu îmbunătățește, nu lasă un miros proaspăt, pur și simplu maschează. Ca să nu mai mascheze, ce ar trebui să facem? Să facem curățenie, să eliberăm casa de mirosuri neplăcute, da? Să aerisim, să o curățăm energetic și altele, pentru că acele odorizante au, cum am spus, compuși chimici și parfumurile lor sunt sintetice și atunci doar maschează, de moment. Deci pur și simplu, de multe ori, când vine un musafir, înainte să știm că vine un musafir sau așa, fugim repede și dăm un pic să miroase frumos. E pe naiba! De asemenea, pot produce pneumonii chimice, pot afecta rinichii, plămânii și sistemul nervos. Deci nu sunt indicate absolut deloc. Să văd dacă funcționează live-ul, funcționează. Deci nu sunt, da, indicate. Și acum am să vă prezint eu. Folosesc de la Adutera, am găsit, deci pe lângă, v-am spus, difuzoarele care o să le fac în altă zi video, am găsit aceste pietre, oare se vede? Se vede. Da, telefonul meu este foarte sus și de asta nu pot să observ. Aceste pietre sunt piatră de vulcan, da, și fabricate din beton și din rocă de lava. Și este foarte, foarte bună, ideală, cum aș spune eu, pentru absorpția de uleiuri esențiale, fără nevoie de apă. Orice piatră de vulcan, astea sunt la fel, da? Le-am cumpărat așa, uite, în pachete de câte două, cumpăr mereu ca să am mai multe, dar niciuna cu cealaltă nu este la fel. După cum se vede, au porozitatea diferită, e ca un fel de piatră ponce. Sunt cumva unicate, da? Sunt foarte drăguțe. Și n-au nevoie de nici de electricitate și nici de apă. Sunt perfecte pentru ce? Pentru birouri. De exemplu, dacă muncești la birou și nu ai vrea ca toată lumea din birou sau colegii tăi să îți miroase uleiul care vrei tu să-l pui în difuzor, că posibil nu o să le placă sau mă rog, știu eu, și atunci tu pe biroul tău pur și simplu îți pui pietricica asta, pui 3-4 picături cam așa și durează aproximativ, cred că 12 ore cam așa, am observat eu, 10-12 ore durează mirosul. Ține, eu de vreo 2 zile am pus pe asta un ulei și încă miroase, dar doar dacă mă apropii foarte tare să-l miros. Dar ca să emane așa, să-l fie pe
birou, deci cam 10-12 ore emană mirosul și este e foarte bun pentru că permite uleiurile esențiale să se evapore foarte încet. Da? Cum am spus, cam 3-4 picături și la nevoie pe urmă se mai adaugă pentru reîmprospătarea mirosului. Eu ce mai fac? Astea sunt de asemenea foarte, foarte bune pentru dulapuri de asemenea. Da? Pui levănțică, ce-ți place, da? Și le-o bagi în dulap. Pentru dulapuri mai am tot de la Duterea, oare se vede? Se vede, da. Am luat așa niște chestii foarte faine care le agăț pe așa și nu, că știm că și la dulapuri sunt tot felul de chimicale și pur și simplu aceasta este ceramică. Ar fi trebuit să-mi cumpăr mai multe, dar am luat doar una ca să încerc și se picură, da? Și se... Asta cred că e bună și pentru mașină, dar o să vă arăt ce am la mașină. Deci e foarte, foarte faină. Și asta, de exemplu, tot așa, poate la 4-5 zile mai îmi bag nasul în dulap și mai pun niște picături. E frumoasă. Bun. De asemenea, astea sunt bune și la baie. Pe vazul de la baie poți să pui. De asemenea, când te duci în vacanță, o bagi în geantă și te duci, stai la un hotel sau așa, oriunde și o iei la penoptieră, îți pui câteva picături de uleiuri și îți miroase frumos. Deci este foarte versatilă, să spun, și e eficientă, foarte eficientă. Pot să zic că folosesc foarte multe citrice. Deci levănțica, o știm, am mai spus, o repet încă o dată, este foarte revigorantă, liniștitoare și foarte bună pentru problemele de somn, cei care aveți probleme cu somnul, relaxare sau stări depresive. Pui câteva picături, uite așa, 4. Spui pietricica lângă penoptieră și aia e, somnul. Pe urmă, citricele, de asemenea, sunt foarte, foarte bune și au un, sunt foarte aromate și au un miros foarte proaspăt și sunt motivante. Pentru că multe uleiuri esențiale, ele sunt... pe bază emoțională, de asta îmi plac mie foarte mult, deci te ajută, te revigorează cumva, îți liniștește sufletul și creează o atmosferă relaxantă. Ce se poate folosi? Lămâia, deci multe citrice, câte le am eu pe aici, portocală sălbatică, lemon, eucalipt, grapefruit, lămâița, lemongrasul, tangerine, tot este un fel de portocală, de mandarină, foarte... Sunt foarte faine. Nu-mi place tare mult să le mixez, deci dacă am pus lavandă, am pus lavandă. De exemplu, pe ăsta pot să pun, uite așa, lemongrass și l-aș amesteca cu lemon eucaliptus. Cam așa, da? Doamne, cât de fain miroase! Pe urmă, foarte, foarte bună încă este și micuța scorțișoară și poate într-o zi vă fac o prăjitură cu scorțișoară, că sunt bune și la gătit, da? Doar trebuie să le cunoaștem. Eu am să fac, pentru că vorbesc foarte mult despre uleiurile esențiale, dar știu că foarte multă lume nu știe, domnule, ce sunt astea. Sunt parfumuri, nu sunt parfumuri. Deci uleiurile esențiale de la Duterra au un grad terapeutic foarte ridicat și sunt foarte versatile. De astea mă strădui cât pot să fac diferite rețete de extern, de intern, de folosit. O să vă arăt și în capsulă cum le iau, pentru că ele chiar sunt de folosit cumva de uz zilnic, să le spun așa. Nu sunt, mi-a mai spus cineva, eu nu sunt bolnavă, nu am nevoie, nu sunt medicamente. Deci nu sunt medicamente, eu le folosesc. Uite așa că sunt sănătoasă, dar îți ridică vibrația și energia și te împământează și te relaxează și ce vrei tu, ceea ce nu poți să obțină nicio pastilă toxică, Doamne iartă-mă, și de sinteză și chimicală. Nu o să-ți ridice starea ta de bine. Nu doar ele, deci nu doar ele, v-am spus, toate rugăciunile, iertarea... afirmațiile, toate acestea, toate la un loc creează o minte sănătoasă și un corp sănătos. Pe urmă, Ylang Ylang îmi place încă foarte mult. Acest ulei este derivat din flori galbene în formă de steluță
găsită pe arborele tropical ylang-ylang și are o aromă foarte dulce, condimentată și susține foarte mult sentimentele de stres și tensiune. Promovează în același timp o perspectivă pozitivă și calmează emoțiile negative. Deci e foarte special. Astea le pun, cum am spus, aici. Apoi, ce mai fac eu încă? De oriunde puteți să cumpărați, oare să vedem? Da. Un recipient de sticlă, v-am spus, e musai, folosim uleiul esențiale în sticlă și ăsta la fel e sticlă, da? De exemplu, asta, fata mea și l-a făcut pentru camera ei. Uite așa, e cu spray, da? Poți să-ți faci și mist pentru piele și asta, o să le fac alte rețete. Dar și-a pus ca să spreieze ea așa pe lenjerie, se miroase pe covor, pe perdele. Nici nu știu ce și-a pus, levănțică și tot așa, ceva de astea, portocală sălbatică, cred că citrice, da, îi plac și ei foarte mult citricele. Și mai este ăsta care îl fac. V-am spus, orice ulei trebuie cumva să aibă o bază grasă și am să folosesc un pic de ulei de cocos fracționat. Știm cum arată uleiul de cocos, v-am spus că el este ca și ăla care îl facem la mâncare, da, e așa. Dar ăsta de la Dutera este fracționat, adică e cumva tăiat în două și e scoasă grăsimea din el și atunci este lichid, după cum îl vedem, da? Deci avem nevoie ca să dizolvăm uleiurile esențiale. Și o să facem asta, eu de obicei în baie îl țin, am unul sus și unul jos și am să pun, uite, să fie așa ceva de vară, o portocală sălbatică. Pui așa după cât vrei tu, dar știi ce n-am făcut? N-am adus apă. Dar e ok, am să trag o fugă până la baie sau pur și simplu ne închipuim că punem apă că nu o să fie doar cu ulei, deci doar baza este de ulei, dizolvăm uleiurile esențiale în ulei de cocos. Hai să punem și un pic de grapefruit. Da? Și am să mai pun, hai să pun și numai un pic de scorțișoară, să vedem ce-o fi. O nebunie, vă spun eu. Și hai să punem, mă duc, trag o fugă să pun apă, da? Deci asta așa arată soluția mea faină. Așa, aici. Punem asta ca să fie și frumos, îi dăm. Oricum ele, chiar dacă rămân sus, e ok. Și punem bețele. Da? Și le lăsăm că o să dureze un pic până când se impregnează. Și, tatam, avem un odorizant, adică mai multe odorizante frumoase, naturale, frumos mirositoare, sănătoase pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri și a părinților, animalelor, tot ce avem în casa noastră este cumva prietenos cu mediul și cu virgulă corpul nostru de asemenea. Cam atât astăzi despre odorizante. Am să revin și cu alte rețete și cu alte indicații, picături de sănătate până la urmă. Să aveți o zi minunată!